Media Club de Fotbal, marți, ora 19:30, Digi Sport 1. Media Digi Sport Special, marți, ora 21:30, Digi Sport 1. Atletico de Madrid solicită soluția optimă pentru a le aduce pe Cristiano Ronaldo. Prin urmare, Madrid a apelat la soluția optimă pentru a aduce steaua portugheză. Potrivit Times, Madrid vrea să îi ofere lui Antoine Griezmann să părăsească Ronaldo, din punct de vedere financiar. Prin urmare, Atletico a propus deja atacantul francez pentru unele cluburi, inclusiv PSG. În schimb, antrenorul Diego Simeone consideră că Ronaldo ar putea juca în echipa sa dacă Griezmann pleacă. Condiție ca Atletico de Madrid transfiera Cristiano Ronaldo. Pentru a legitiza Cristiano Ronaldo, Atletico de Madrid trebuie să vândă jucătorii în valoare de 40 de milioane de euro, sau să scape de unele salarii, iar Griezmann este cel mai bine plătit jucător cu 18 milioane de euro pe an. În Manchester United, Cristiano Ronaldo câștigă 27 de milioane de euro pe an, dar a spus agentului său, Jorge Mendes, care este dispus să renunțe la 30% din această sumă. Atacantul are încă un contract cu United până în iunie 2024, dar a primit acceptarea conducerii la transfer. În schimb, antrenorul Erik ten Hag spune că nu știe unde este Ronaldo și când se întoarce la echipă. Etichete Atletico de Madrid, Cristiano Ronaldo. Uită-te la știri Digi Sport, roșii pe Google News.